Inflația stagnează, dar prețurile sunt mai mari. Ne se arată că rata anuală a inflației a rămas la 9,4%, nivel similar cu cel din luna iulie, însă alimentele și serviciile sunt mai scumpe cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă anului trecut. Asta deși guvernul a intervenit cu plafonarea daosului comercial la 14 alimente. Tot guvernul vrea să crească anul acesta veniturile la buget, așa că noul pachet de măsuri fiscale ar urma să fie gata într-o săptămână. 9,43%. Acesta este indicele inflației din luna august, spre deosebire de 9,44% în luna iulie. Deși inflația stagnează și se observă chiar un ușor trend descendent, în buzunarele românilor gaura este tot mai mare. Alimentele sunt mai scumpe cu 11,8%, deși românii sperau să vadă o ieftinire. Sunt cam mai scumpe decât a zis că le ieftinesc. Ce vi se pare așa mai scump? Brânza, ouăle, bulionul. Cel puțin bulionul a depășit orice limită. Ce s-a scumpit mai mult? Ce ați văzut? Deci partea de lactate, după care a mai scăzut, și carnea. Am luat niște vinete cu 5,89, deci 6 lei, ceea ce, nu vă supărați, mi se pare foarte scump. La roșii am văzut un preț biu, ca la asta primăvară. Am ceață 10-12 lei kilogramul. Cea mai mare scumpire a fost înregistrată la zahăr. Acesta costă mai mult cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. La fel se întâmplă și cu margarina, care este mai scumpă cu 20%, ouăle, care sunt mai scumpe cu 19%, și peștele, care este mai scump cu 18%. Au fost înregistrate însă și ieftiniri ale alimentelor. De exemplu, uleiul este mai ieftin cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar făina cu 12%. Și serviciile sunt mai scumpe cu 11,7%. INSE arată că cel mai mult a crescut prețul biletelor de avion și al serviciilor de apă, canal, cu 19%. Și energia termică este mai scumpă cu 23%, detergenții cu 22%, iar medicamentele cu 15%. Alimentele, serviciile, produsele nealimentare sunt tot mai scumpe pentru că nu reușim să stăvilim cauzele acestor scumpiri. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost o picătură într-o mare de probleme. Nu a rezolvat problema scumpirilor la alimente, iar pe românii costă din ce în ce mai mult să-și asigure masa de zi cu zi. BNR estimează că inflația va ajunge la 7% la finalul acestui an. Economiștii sunt însă sceptici. Ținta guvernului de a avea o inflație de 7-8% devine tot mai îndepărtată, mai cu seamă că în această toamnă vom vedea și impactul scumpirii carburanților, un element extrem de important în costul tuturor produselor și serviciilor pe care le oferă economia românească. În timp ce românii se luptă în continuare cu prețurile mari, firmele ar urma să se lupte cu taxele mărite. Marcel Boloș confirmă că micro-întreprinderile cu cifra de afaceri sub 300.000 de lei vor plăti un impozit de 1%, iar impozitul va crește la 3% dacă cifra de afaceri este între 300.000 și 2,5 milioane de lei. Guvernul vrea însă ca firmele care au o cifră de afaceri de peste 300.000 de lei, dar o rată a profitabilității de 30% sau mai mare de 30%, să plătească de această dată doar un impozit pe profit de 16% și să renunțe la acel impozit pe cifra de afaceri de 3%. Noi luăm acum niște măsuri fiscale. Nu schimbăm sistemul de impozitare. Nu trecem de la taxa unică la progresivă. Lucru pe care ni-l recomandă atât Comisia, cât și toate forurile fiscale și economice internaționale. Mi-aș dori ca anumite măsuri să acopere și din solicitările de reformă fiscală ale Comisiei. Măsurile fiscale urmează să fie gata într-o săptămână, iar Marcel Ciolacu spune că în cel mult 2 săptămâni guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pe acest pachet.